păcătuim într-un fel care îl dezonorează și îl necinstește pe Dumnezeu și într-un fel care aduce cinste și închinare celui rău. Dacă aș fi avut timp, aș fi dezvoltat mai mult această idee. Care este standardul lui Dumnezeu? Un alt gând. Standardul lui Dumnezeu în domeniul curăției. Lumea nu mai are niciun standard. Lumea, cum spunea fratele Cornel, zace în cel rău și face cu, fără niciun fel de nesaț, orice păcat în acest domeniu. Standardul lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Așa cum am spus, standardul lui Dumnezeu pentru noi ca tine este nici măcar o aluzie, nici măcar să nu fie pomenite între voi. Ce, curvia? Păcatul acela mare? Nu, nu doar atât. Nu doar în comportament. Domnul Iisus Hristos merge mai departe și spune, nu numai ce faci, ci ceea ce privești cu gând să poftești în inima ta. Echivalează înaintea mea ca și cum ai fi făcut deja păcatul prea curviei. Iar Apostolul Pavel spune, tot în acest context, dar n-avem timp să cercetăm cu atenție versetele, spune, nu numai ceea ce faci, nu numai ceea ce privești, ci ceea ce spui cu cuvintele tale, ceea ce spui cu gura ta, ceea ce auzi cu urechea ta. Deci, aparține aceleași domeniu al intimității. Poți să te necurățești trăind sau înfăptuind lucrul sau privindu-l sau vorbind despre el. De multe ori, aici este o problemă. De multe ori ne uităm, de multe ori. Eu n-am televizor acasă, slavă Domnului, n-am avut niciodată. Dar atunci când te uiți la televizor și te uiți la filme în care, sau la tot felul de emisiuni din astea de distracție, în care se fac glume cu aluzii sexuale, cu aluzii de necurăție și zâmbești pentru că situația este prezentată într-un așa fel încât nu poți să nu zâmbești. Nu faci decât să te contaminezi și să arunci lemne pe focul ăsta al poftei și al necurăției în viața ta. Nu te mai mira că nu ai putere să rupi niște obiceiuri din viața ta, dacă tu tot arunci niște lemnișoare peste acest foc necurat din inima ta, nu? Uitându-te la televizor, văzând tot felul de scene care nu arată în mod explicit anumite lucruri, dar fac aluzie, nu? Cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu se audă cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite sau glume proaste care nu sunt cuvincioase. De ce? Pentru că în felul ăsta construiești un foc necurat în inima ta. Pentru că în felul ăsta te depărtezi de standardul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, ca și copii ai Lui. Standardul lui Dumnezeu este în comportamentul nostru, cu privire la comportamentul nostru, cu privire la privirile noastre, cu privire la vorbele noastre și chiar cu privire la gândurile noastre și imaginația noastră. De unde înțelegem lucrul ăsta? Tot de aici. Spune curvia sau orice alt fel de necurăție. Termenul greacă de la curvie din versetul 3, Efeseni capitolul 5, versetul 3, este de porneia. Vă sună cunoscut acest cuvânt? Porneia. De aici vine un cuvânt al nostru. Și asta e o mare problemă. E problemă cu ochii noștri, la imaginea la care ne uităm. Dar celălalt termen, orice alt fel de necurăție, are legătură cu lumea gândurilor noastre și a imaginațiilor noastre. Acesta este standardul lui Dumnezeu și niciodată el nu se va clătina. Oricum ar ajunge lumea, oricât de mult ar avansa lumea în păcat, orice ar legaliza lumea, orice ar însemna normalitate pentru lume, cuvântul lui Dumnezeu rămâne același. El rămâne punctul nostru de referință. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și voia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 4, este să știți să trăiți în sfințenie, să știți ca fiecare să stăpânească vasul în sfințenie. Dragii mei tineri, frați și surori, cereți Domnului har și lumină să învățați cum să gestionați acest foc care arde în voi. Pentru că lumea atât de mult și diavolul atât de mult își dorește să aprindă acest foc într-un mod necurat în voi. Și odată ce l-aprinde, e greu de stins. Este ca un foc care nu trebuie, cum este, de exemplu, consumul de cocaină sau de heroină. E simplu, niciodată nu consum și punct. A pentru acest domeniu, mai târziu când vei intra în căsătorie, să nu crezi că problemele pe care le ai astăzi se vor rezolva odată cu căsătoria ta. Nu, ele se vor amplifica. Vei trage mai departe aceste probleme și îți vei complica viața, îi vei distruge viața și partenerului tău de căsătorie, și pe a ta, poate și pe a copiilor. De asta mă bucur că în titlul pe care frații l-au pus nu s-au limitat numai la viața de celibat, noi tineri sau voi tineri necăsătoriți, ci chiar și la cei căsătoriți. Bun. De ce ar trebui să căutăm să atingem acest standard al lui Dumnezeu? Și aceste pasaje ne prezintă mai multe motive. O să le enumăr pe scurt. În primul rând, și mă bucur pentru acest text, mă bucur, învățați-l pe din afară,
Aici spune cuvântul lui Dumnezeu, nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, cum de multe ori noi ne place să ne înșelăm unii pe alții. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii care nu ascultă. Atât de mult ne-am impregnat mintea să credem că mânia lui Dumnezeu e numai pentru păcat și dragostea lui Dumnezeu e pentru noi oamenii. Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește păcătosul și nu are nicio problemă cu noi oamenii. Nu. Mânia lui Dumnezeu e cu tine, omule, care păcătuiești și mergi mai departe în păcatul tău și nu vrei să condamni și să părăsești păcatul. Într-o zi această mânia lui Dumnezeu te va mistui. Va veni o zi a judecății. Este un alt motiv. Va veni o zi a judecății în care vei sta înaintea lui Dumnezeu. Astăzi poți să te ascunzi în fața hainelor tale, în spatele hainelor tale. Poți să te ascunzi în grupul tău de prieteni. Poți să te ascunzi în spatele obiceiurilor sau lucrurilor pe care le-ai învățat. Poți să te ascunzi în spatele vorbelor, știi cum să vorbești atunci când ești cu creștinii. Poți să te ascunzi în spatele multor lucruri pe care le faci ca să-i înșeli pe oameni. Dar în ziua aceea vei ști clar, Dumnezeu știe toată viața mea și nu pot să mă ascund de El. Chiar dacă vei fi în fundul mării, Dumnezeu te va chema și vei veni înaintea scaunului de judecată, spune Apocalipsa, înaintea Lui. Ce vei face când vei sta în fața acestui judecător? Ce vei face când între tine și El nu va mai fi nicio opreliște? Iar El nu va fi decât ca un foc mistuitor, iar tu ca o mână de paie, gata să fie aprinse de mânia lui Dumnezeu. Unde o să te ascunzi, dragul meu? Știți cum o să fii? O să fii ca omul acela care s-a ascuns în cetate, urmărit de David. David a vrut să distrugă o cetate. Iar o femeie înțeleaptă sau un om înțelept din cetate a zis, de ce vrei să ne distrugi cetatea? Păi caut un om care se ascunde la voi. David, nu ne mai distrugi cetatea, o să ți-l dăm pe omul ăsta. Vă puteți imagina groaza acelui om din cetate când și-a dat seama că nu mai are unde să se ascundă? Dragul meu, e cea mai sănătoasă perspectivă asupra vieții tale să te gândești la momentul în care o să stai gol și descoperit înaintea unui Dumnezeu mânios din pricina nelegiuirilor în care ai umblat astăzi. Din pricina nelegiuirilor pe care ți le-ai îngăduit să le trăiești astăzi. Să nu ne jucăm. De ce trebuie să atingem sau să-i cerem har Domnului ca acest standard al Lui de sfințenie să fie în viața noastră? Pentru că nelegiuirea din viața noastră în acest domeniu aprinde mânia lui Dumnezeu. În al doilea rând, și asta este un gând pe care aș vrea să-l accentuez, în al doilea rând spune Apostolul Pavel în alt loc, nu am timp să deschid, noi ar trebui să trăim în curăție în domeniul intimității, pentru că trupul nostru nu ne aparține. Trupul este un dar pe care ne-l dă Dumnezeu prin creație. Sau trupul este un templu pentru Duhul Sfânt și nu mai este al nostru. Atenție, dragii mei tineri, ascultați-mă cu atenție. Trupul nostru aparține fie lui Dumnezeu, fie soției sau soțului tău. Nimeni n-are voie să-l atingă într-un sens intim decât soțul sau soția. Da. Și atât. Acesta e principiul lui Dumnezeu. Poți să atingi ceea ce îți aparține. De ce credeți că a fost judecat Acan cu atâta asprime? Când s-a făcut stăpân pe un lucru care nu mai aparținea nimănui? Nu? Ce era acolo? Manta, niște aur? Pentru că n-avea dreptul să pună mâna pe ele. Nu-i aparțineau lui. Nu știu care este învățătura, știu, bisericii de unde ești sau a părinților tăi. Poate nu e o problemă să ai un prieten, poate te gândești la căsătorie. Dar atâta vreme cât nu ți aparține trupul fetei sau băiatului cu care ești prieten, nu-l atinge. Nu-l atinge.